În ultimii ani, România s-a transformat într-un mare șantier. S-au construit 10.000 de kilometri de drumuri comunale, județene și naționale, iar alte câteva mii se află în lucru. Asta presupune o nevoie uriașă de balast, nisip amestecat cu pietriș, care se folosește la fundația șoselelor, la fabricarea asfaltului și la obținerea betonului. E un material nelipsit de pe orice șantier unde se desfășoară lucrări de infrastructură. Balastul se găsește în general în vecinătatea apelor curgătoare și aparține statului român, chiar și atunci când se află pe un teren proprietate privată. Astfel, balastul este considerat un bun public care poate fi exploatat numai după reguli stricte de mediu. Asta pentru că excavarea necontrolată în albiile râurilor poate avea un efect devastator. Aceste intervenții destabilizează malurile, ducând la eroziuni, surpări și inundații. Gata! Ce era gri? Gata! Gata! Du-te! Cererea uriașă din ultimii ani a transformat exploatarea balastului într-o adevărată junglă, în care se învârt sute de milioane de euro și unde nu se mai ține cont de nimic. Am pornit această investigație de la sesizările unor cetățeni din zona Moldovei. Uite câtă găură aici! Uite câtă găură aici, mâncați așa! Și am descoperit un fenomen întins la scară națională. Comuna Vânători, județul Vrancea. La primele ore ale dimineții, un excavator sapă deja în albia râului Putna și încarcă balast într-un camion. Următoarea basculantă așteaptă la rând. Uite cum încarcă direct din albia râului. Și suntem de aproximativ o oră aici și deja e 12 la transport. Piatră furată din resursele statului. Ia uite. Hai după el, hai. Imediat ce suntem văzuți, excavatorul începe să se îndepărteze de albia râului. Hai. Bună ziua! De ce încărcați de aici? Stai că mă lovești! Uite că mă lovești! Ha. Nu vrea să-l schimbăm cu fața. Încearcă să se ascundă și a luat-o pe câmp cu excavatorul. Hai. Vezi! De ce să faci acolo? Conducătorul utilajului este angajatul unei firme care are un depozit de agregate minerale la 100 de metri de albia râului. Camioanele pe care le încărca excavatorul descărcau balastul în acel depozit. Pentru că suntem martorii unei infracțiuni, hotărâm să anunțăm toate autoritățile responsabile. Sărut mâna, aș vrea să raportez o posibilă sustragere de agregate minerale din albia râului Putna. Bună ziua! Numele meu este Alex Nedea și vreau să raportez un furt de agregate minerale din albia râului Putna. Am sunat și la Apele Române, instituția care are în administrare toate râurile din țară. E un excavator care încarcă agregate minerale din albia râului Putna și sunt toate indiciile că e ilegal ce fac. Aș vrea să veniți repede, că pleacă. Păi nu putem veni repede așa, că nu ne putem teleporta. Suntem doi oameni care trebuie să facem retirat de mașină, nu avem mașina la dispoziție. Deci trebuie să facem retirat de mașină. Între timp apare și Ionică Negrea, patronul firmei care exploatează balastul. Numele meu este Alex Nedea, sunt jurnalist la Recorder. Și vreau să vă întreb de ce furați balastul din apă. Dar nu se fură, să ia materialul ăsta cu pământ, este acolo. Și să faci digul, mai gros. De ce luați balast din apă? Dar nu-i balast, dacă ăsta e balast, că e amestecat cu pământ. Uite-l, uite, filmează, uite.
Nu, se ăla poate... din apă de acolo, că v-am filmat toată dimineața. Dar nu-i problemă și dacă e filmat, s-o speria degeaba, băieți. Păi poate să regularizeze apa și să regularizeze până la poda garoafa. Nu fac absolut nimic ilegal. Deci, ce? Că fac regularizare. Dacă greșesc, îmi răspund. Dacă greșesc cu ceva, că fac regularizare, răspund pentru ce își fac, dacă greșesc. Că fac regularizare de acolo. Dar cine v-a pus pe dumneavoastră să faceți regularizare la un râu al statului? Că nu e al statului, deci cum ți-l spui eu? Cum nu e râul statului? Omule, se iau oare de acolo încolo. De aici încoace. Domnule, ăsta este râu Putna. Ok, dumneavoastră spuneți ce. Explicațiile patronului n-au nicio acoperire. Regularizarea unui râu este o intervenție care se face doar cu aprobarea inginerilor de la Apele Române și pe baza unor studii aprofundate. Săpăturile efectuate de firma lui Ionică Negrea nu au nicio legătură cu regularizarea, iar imaginile din dron arată cum malurile râului Putna au fost distruse de săpături. Ce căuta excavatorul în albia râului Putna? Dar nu e în albi, ce fuc? Auzi. Cum nu e în albi? E chiar în mijloc. Te-am să iau, să vină, să vadă unde au zona și unde ar vrut-o. Pe unde? La fața locului ajung polițiști și reprezentanții ai Apelor Române, cărora le arătăm filmările din momentul excavărilor. Aici e albia. Aici e albia și uitați excavatorul, uitați. Sunteți informați, șeful. Cum nu suntem informați dacă noi de o oră vă filmăm când luați agregat? Haideți să o lăsăm așa, deci noi să nu aveți ce să căutați în albie. Dar nu s-au dus băieți în albie. Păi au înregistrări, vă dați seama. Să vede exact o înregistrare. Dacă v-am arătat că e în albie, cum nu e în albie? Dacă n-ar fi înregistrat și ar fi spus doar, era mai greu. Eu am material să-l pun și în cap. Păi și de ce nu luați de cineva? Băieți lucrează la TIC, făcea la TIC. Da, asta e, da. Acum îi trebuia să faci ce vor. Da, haideți să vă arătăm și dumneavoastră că sunteți de specialitate. Poliția măsoară găurile din care s-a excavat, numai că are nevoie de specialiștii de la Apele Române pentru a estima cantitatea de balast care a fost furată. Reprezentanții Apelor Române de la fața locului spun însă că nu au specialiști disponibili. Eu vă spun că este importantă măsurătoarea dumneavoastră. Dar noi avem decât dacă la Nereș. La Nereș, la Nereș. Avem doi oameni, avem doi oameni și plecați amândoi la Nereș la o lucrare. Cum e la noi că noi suntem o patrulă și să avem o comună, asta e. Da. Ei, lăsați-vă, vă uitați că noi suntem doi la un județ întreg, așa. Da, că... dar noi avem alte activități. Noi avem și noi stați niște. Dar nu am vorbit de văitate, aici era vorba că noi am ceva. Asta e realitatea, vă înțeleg. Haideți că eu mă duc. Între timp sosesc și cei de la garda de mediu care se confruntă cu un alt tip de neajunsuri. Nu au cu ce să stabilească coordonatele de la locul faptei. Așa că una dintre angajate caută să descarce o aplicație de pe internet. GPS map camera. Nu de la instituție. Un aparat foto cu GPS sau ceva. Asta-i ca și... În final, pe baza imaginilor recorder, poliția deschide dosar penal pentru furt și executarea fără drept de lucrări pe albia râurilor. Dar cu toate autoritățile pe capul lui, patronul este foarte relaxat. E convins că n-are ce să îi se întâmple. Chiar nu am emoții. Nu aveți, nu? Da, n-am emoții. Deci dar de ce nu aveți emoții? Că totuși... Pentru că se târie acolo, șef. Ce infracțiune? Nu e infracțiune, că nu sunt... Păi cum, excavați din albia râului? Domnule, să faci... Ionel Negre a mai fost controlat de autorități și în trecut, dar este pentru prima dată când pe numele său se deschide un dosar penal. Până acum, localnicii care au sesizat autoritățile au constatat că nu se întâmplă nimic. Uite câtea gaură aici. În perioada când am reclamat, organele au venit foarte rapid inițial. Cu cei de la SEGHEA, mediu, poliție, mă rog, au mers lucrurile bine. Surprinzător e că după a doua zi, după ce au amendat cei de la SEGHEA, a doua zi escavau exact aici. În albia râului. În albia râului. Demonstrează cum s-a și auzit și cum s-a și laudă de altfel că în Vrancea nu avem ce să le facem, că toată lumea mănâncă de aici. Într-adevăr, nu am avut ce să fac decât așa, să-i deranjez să mai piardă ei niște venituri, adică n-au mai putut fura în anumite zile. Mă rog, au dat niște amenzi derizori, 35.000 de lei care îi scoate în 3 ore de aici, chestii de genul. Un fost angajat la firma lui Negrea spune că patronul ar avea relații în interiorul instituțiilor. Înainte să apară controlele peste acolo, suna el, suna voleistul, scoate utilajele pe deal și plecați de acolo. Că de
Dar cineva l-a anunțat. Cum așa? Nu știu, cine l-a anunțat pe el, l-a anunțat cineva că eu la 10 și va gata, hai. Suna, scoate utilajul din ea pe deal și pe greu. Credea că e cum cu putere, n-ai să facă nimeni nimic. Afacerea lui Ionică Negrea nu se bazează însă doar pe furtul de balast din Albia Putnei. În apropierea râului, acesta exploatează o suprafață uriașă obținută cu complicitatea autorităților și avizată de Apele Române pentru o altă destinație decât cea din realitate. În urmă cu 13 ani, o firmă parteneră cu Ionică Negrea primea în concesiune izlazul de la Balta Raței, comuna Vânători, angajându-se prin contract ca în termen de 5 ani, adică până în 2014, să construiască o zonă de agrement cu bazine piscicole, o kerhana și un camping. Bine ați venit la complexul de agrement. Uitați-vă în ce hal arată complexul de agrement. Aici trebuia să fie o kerhana, trebuiau să fie căsuțe, trebuiau să fie niște iazuri unde lumea să vină, să se simtă bine. Și uitați ce e în schimb. Un crater, o mizerie și, după cum vedeți, sunt utilaje și o balastieră în toată regula, unde au cântar, au concasor, n-au nicio treabă oamenii ăștia cu pescuitul, n-au niciun gând să facă piscicultură aici. Toate datele arată că firma nu a intenționat vreodată să facă ce scria în contract. Adevărata miză este balastul care se află sub izlazul comunei, material pe care firma are dreptul să-l sape, motivând că lucrează la construcția bazinelor piscicole. Bazinele trebuiau terminate cu 8 ani în urmă, însă firma lui Ionică Negrea continuă să excaveze și să vândă balastul. Deși craterul e din ce în ce mai mare, nu se vede niciun bazin piscicol. Unde e bazinul piscicol? Uite acolo. Nu văd niciun bazin. Dar nu trebuie să-l vezi tu. Nu? Nu. Păi gata, nu m-am citit. Nu? Da. Dar de ce n-ați făcut? De ce? Unde este punctul de agrement de aici? Acum se lucrează și uite de la tine de acolo. Trebuia să terminați în 2014 maxim un punct de agrement. Unde e punctul de agrement? Unde scrie că trebuia în 2014? În contractul pe care l-a semnat cu primăria. Nu, nu, în 2014. Este un contract pe 5 ani. În 5 ani trebuia să terminați. Nu scrie nicăieri că e 5 ani. Ba da, scrie în contract. Șeful, cine te-a informat, te-a informat greșit. Da. Ia uitați ce zice aici, contractul ăsta e semnat. Dar uitați ce zice în contract, că trebuia să terminați în 5 ani de zile și să vă apucați în maxim 6 luni de treabă. Deci, concesionarul are, în 2009, concesionarul are obligația să finalizeze în maxim 5 ani obiectivul pe toată suprafața concesionată. Au trecut de atunci. Și mai care e problema dumneavoastră? Întrebarea mea, nu am o problemă, am o întrebare. Întrebarea este, de ce nu ați terminat încă din 2014? Că erați obligat prin contract să terminați iazul în 2014. De ce? Da. Pentru că probleme financiare. Aha. 2009-2010 avem criza, a fost boală, a fost boală, acolo. Aici, ca să faci o excavare de asta, trebuie... Conform contractului, trebuia să pierdeți concesiunea pentru că nu ați făcut în termen de 5 ani. De ce? Și încă, vă mai spun o chestie. De ce încă lucrați aici? Pentru că sunt... Deci, ceva mai spun o chestie? Orice hotărâre din Consiliul Local a fost dată, automat ne-a acceptat, da? Ne-au acceptat. Această acceptare a Consiliului Local de care vorbește Ionică Negrea se referă la concesiile pe care administrația din Comuna Vânătorii le-au făcut în mod repetat, acționând nu în interesul cetățenilor, ci al unei firme. Conform contractului, primăria ar fi trebuit să anuleze concesionarea terenului încă din 2014, întrucât firma nu realizase nimic din ceea ce a promis. În loc să facă asta, primăria Vânătorii a permis să folosească în continuare terenul, iar în 2018 a eliberat și o autorizație de construcție pentru aceleași bazine. Autorizația este întocmită de Vasile Adimei, funcționar la primăria Vânătorii. Și vreau să vă întrebăm, cum de-ați dat acea autorizație dacă contractul de concesiune era expirat? Cum să fie expirat? Termenele erau depășite. Nu era expirat contractul, era în vigoare. Ați dat în 2018, da? Da, de ce? Pentru că v-am permis să... Suntem într-o instituție publică, suntem funcționari public și avem tot dreptă. Nu știu dacă aveți dreptă să mă primați. Vreau să aflăm un răspuns de la dumneavoastră. De ce? Da, dar închideți camera, vă rog frumos. De ce? Pentru că nu vă dat drept, nu mă filmați. Thank you.
Încercăm să obținem mai multe explicații de la primarul Ionel Lupu, care conduce primăria Vânător din 2012. Bună ziua, Alex ne dă numele meu, sunt jurnalist la Recorder. Vreau să vă punem câteva întrebări legate de craterul care s-a deschis la dumneavoastră aici în comună. Craterul care s-a căscat aici. Craterul? Da. Care crater? Craterul ăsta de la Balta Rației. Ah, da, nu e crater. Nu e crater? Nu, aha. Acolo este o amenajare piscicolă. Aha. Domnule primar, da, potrivit contractului pe care l-a semnat primăria, da, această firmă se obliga ca în maxim 5 ani de zile să facă acolo o bază de agrement, da, să vină turiști să stea la pescuit. În loc de 7 ani există o gaură imensă în această comună neterminată. Ce se întâmplă? Păi la gaură aia se lucrează acolo. Păi merge încet, e societate, e treaba lor, nu treaba primăriei. Ba, e treaba primăriei, pentru că potrivit contractului semnat, da, de Consiliul Local cu această firmă, această firmă trebuia să finalizeze lucrările maxim în 2014. Au trecut 7 ani de atunci și dumneavoastră n-ați reziliat acel contract. De ce nu ați reziliat contractul? La momentul în 2014, atunci făceau puzul. Erau pentru să obțină avizele. Și de ce n-ați reziliat contractul dacă ați văzut? Păi dacă era în fază să obțină aviz, de cum să reziliezi contractul? Nu e cumva doar o încercare a dumneavoastră de a-i ține în brațe pe acest lucru? Nu, nu țin pe nimeni în brațe. Așa consideră lumea. De ce? Așa, păi nu știu de ce cred ei că ține cu cineva în brațe. Nu țin pe nimeni, chiar nu țin pe nimeni. Eu sunt prieten cu toată lumea și treaba cu contractul e... Trebuie să-și termin treaba și cu asta. Uh-huh. Încheie și discuția asta. Nu știe nimeni când se va încheia contractul. În acest moment, singurul lucru cert este că utilajele lui Ionică Negrea își continuă activitatea, afectând grav viața locuitorilor din Vânători. Dacă praf să spună fetele alea de la magazin, dacă bate vântul dincolo, tot satul e negru, dar cine spune ceva? Un dezastru. Șoseaua e ruptă, e nu se poate, ați văzut-o. De ce? Să rupe cu mașina mea care are 900 de kg? Sau cât are ea? Ne-am întrebat unde ajunge balastul transportat zilnic de camioanele lui Ionică Negrea, așa că am urmărit unul dintre camioanele care au ieșit din depozitul aflat pe malul râului Putna. Urmărim de jumătate de oră acest camion care a ieșit din depozitul firmei pe care noi am filmat-o furând balastă din râul Putna. Suntem curioși să vedem unde ajunge materialul de la această firmă, la ce investiție. După un drum de o oră, ajungem la Brăila. Am ajuns la șantier. Ăsta este drumul care duce la podul de peste Dunăre care se construiește acum la Brăila. Cea mai mare lucrare de investiții în infrastructură din România post-decembristă. Uite, camionul se duce să descarce. Găsim la coadă zeci de camioane care așteaptă la descărcat. Multe vin de la firma lui Ionică Negrea. Bună ziua! Salut. Unde duceți balastul? Aici, la pod. La pod se lucrează? Da. Ăsta e balast de la Vânător, din Focșani? La Balta Rației. Ăsta e balast de la Balta Rației. Aha. Așadar, iazul piscicol de la Balta Rației este de fapt o balastieră în toată regula, folosită pentru a alimenta cu materie primă șantierul celui mai mare pod construit de România în ultimii 30 de ani. E mult mai ușor să obții avize pentru iazuri de pescuit decât pentru a extrage balast din malurile râurilor. Așa că ne-am întrebat dacă acest mod de operare este doar un caz izolat sau un tertip folosit la scară largă. Am obținut pe cale oficială numărul de avize acordate pentru construirea de bazine piscicole și am descoperit că țara este împânzită de astfel de proiecte. Peste 1300 sunt avizate în ultimii 10 ani. O astfel de rețea de piscicultură ar aduce România în topul crescătorilor de pește din Europa. Am auzit că aici ar fi niște exemplare. Am decis să facem rost de echipamente de pescuit și să ne bucurăm de iazurile piscicole avizate de statul român. Vrem să pescuim pe niște lacuri, niște răpitori. Să dau o lansetă de răpitor? Da, lansetă de răpitor. Cumpărăm lansetă de răpitor. Da, nu-i nimic, uite așa ceva. Uite, asta de tot, pentru ea e tot mai bună. Asta cât e? E 90 de leuți.
90 de leuți? Da. Ce greutate de pește rezistă struna asta? La 7-8 kg. Ajungem noi la 7-8 kg să prindem? Da. Am început partida de pescuit în județul Bacău. Ia! Observă ce șticolă pe aici, știți? Aici caiuțul nu este? Aici ce e? Aici mastere. Deci nu se pescuiește. Nu e bun loc. Acolo. În zona asta aici ar trebui să fie un iaz pentru pescuit. Nu e decât o balastieră. Uite, se vede că au utilaje pentru sortare. Tot în județul Suceava, în comuna Șcheia, o firmă a obținut cu mai mulți ani în urmă aviz pentru construirea unui lac de agrement. Dar în locul bărcuțelor și al aleilor a apărut o balastieră și, mai recent, o dita mai stația de betoane. Localnicii sunt nemulțumiți și derutați. Aici, în spatele dumneavoastră, unde e toată mizeria asta, figurează că ar fi o bază de agrement. Care e partea de agrement de aici? Nu știm. Nu știm. Probabil cea care... Cel din acte, probabil. Sau doar cu numele. Că nu se vede stație de agrement, se vede doar... Se vede. O stație de balestiere, până la urmă, cu gunoaie, cu totul care se aruncă... Betoane. Doar de foarte mulți ani e vorba că se face o stație de agrement aici și e cumpărat tot pentru afaceri lor. Doar toate astea plec la afaceri. Toate sunt în concordanță. E întreagă familie aici care cu primarul și cu toate. Așa cum îi face, afectează oamenii aici. Cum vă afectează? Da, uite, mizerie, pământ, nisipe, piatră. În timp ce oamenii își spun nemulțumirile, suntem întrerupți de un bărbat de la firmă. Dumneavoastră cine sunteți? Un simplu angajat. De aici, de la stația de betoane? Da. Aha. Așa să vă filmez și eu. Stă bine? Bărbatul începe să intimideze pe localnici. Ce te bagi în necazuri cu... Niciodată nu uită în necaz eu. Nu uită în necaz. Treaba ta? Nu uită în necaz. De ce nu ne amenințați pe oameni? Că sunt niște localnici care vor să spună păsuri. Da, n-are treabă. Tu ce treabă ai? Te deranjează treaba de ce? E, ba da. Da, da, deranjează. Acum să nu, că nu ai venit tot așa. Eu am chestia să stau aici așa într-un cuvânt. Și mă plimb prin față, potez. Asta este. Voi ce puteți să faceți? Nimic. Plimbați-vă. Păi ai văzut? Dar mai aici ne filmam unul pe altul. Dau și eu drumul. Poftim. Nu mai filma degeaba, că n-are sens. De ce vreți să iasă urât? De ce să iasă urât? Da, păi eu știu, n-am. Pe cuvinte. Nu mă tem nimic. Dar ce-i cu amenințările astea? Stai bine, înțeleg. Nu, eu nu. Dar tu știi de ce amenință? Dar de ce amenință? Păi, păi, întreabă, băi. Dar eu am venit și am întrebat. Dar de ce amenință? Nu amenință pe nimeni, cine amenință? Asta e treabă de ce? Auzi, știi de ce amenință? Nu, spune la omul care vă nu mă tem de el. Nici eu, lui, nici ăla mare. Și ăla mare, adică primarul, apare și el din senin pentru a vedea cine tulbură apele în comună. De 20 de ani, asta se întâmplă. Da, da, dacă e când dăm să spunem ceva, își cheamă, uitați, un om ca el, cheamă primarul ca să ne sperie pe noi. Primarul Vasile Andriciuc este cu mătru cu patronul stației de betoane răsărite în locul bazei de agrement. Bună ziua, domnule primar, uitați, suntem amenințați pe raza comunei chiar de reprezentanții firmei cu mătrului dumneavoastră. Ce? Nu ne lasă să filmăm. Și a zis că oamenii, dacă vorbesc de rău de balastiera asta, o să aibă probleme. Eu sunt primar, eu nu sunt primarul, nu-i pe cu mătru sau pe cu cetățeanul. Care e problema? Nu sunt unde e baza de agrement aici, că văd o mizerie, nu o bază de agrement. Nu, pe bine, este proprietate în curte, la om face ce vrea. Vedeți ce atitudine are? Este în slujba cetățeanului, domnul primar, adică de 18 ani. De 18 ani, este proprietar în partea la alte, e pe domeniul public. Uitați atitudine de primar. Sănătate, vă doriți. Râdi. Deci că am ajuns într-un film cu gangster aici. Am plecat din comuna Șcheia și am continuat să căutăm așa zisele iazuri piscicole pentru care statul român a eliberat avize pe bandă rulantă.
fermă piscicola. A intrat o cifă de beton aici, să pescuiască crab. Poftiți piscicultura. Poți să pescuiești niște munți de balast dacă vrei. Conform datelor obținute de Recorder, din cele 1300 de iazuri piscicole avizate în ultimii 10 ani, 90% nu au fost finalizate și nu au primit autorizație de funcționare. Sunt fie într-un continuu șantier, fie au fost abandonate după ce s-au exploatat agregatele minerale. Este practic confirmarea faptului că iazurile piscicole sunt, în cele mai multe cazuri, doar un pretext pentru afaceri cu balast desfășurate prin ocolirea legilor. Inclusiv numele firmelor care au obținut avize pentru bazine piscicole indicau adevăratul domeniu de activitate al acestora. Mai mult decât atât, avizele pentru ferme piscicole sunt obținute de obicei foarte aproape de râuri, ceea ce oferă cale liberă către furtul de balast din albiile apelor. Aici, materialul extras este de o calitate superioară. Dovada acestei ilegalități sunt drumurile făcute de utilaje grele care leagă albiile râurilor de cele mai multe dintre aceste pretinse iazuri. Un mod de operare care se tot repetă. De fiecare dată când avem un depozit cu balast în apropierea malurilor râului, avem și drumuri care deschid accesul la apă. Semn că pe aici au venit utilaje grele care cel mai probabil au furat balast din albia râului. Acest fenomen național de exploatare a milioanelor de tone de balast care alimentează șantierele de infrastructură din România reprezintă o problemă uriașă. Extragerea unor asemenea cantități de agregate minerale din albiile râurilor, fără respectarea normelor de mediu și de gospodărire a apelor, provoacă efecte în lanț. Din cauza exploatării de balast din amonte și din aval de poduri, fundul albiei unui râu are tendința naturală de a coborâ. Podurile au fost proiectate și construite la o anumită cotă a balastului din apă. Dacă aceste cote scad, toată construcția rămâne în aer, la propriu. Camion cu balast. În zonă, aici, sunt trei balastiere la o distanță de câteva sute de metri de albia râului. Și uitați cât de mult balast s-a furat din albie. Se vede dacă te uiți atent la picioarele acestui pod. Nivelul apei ar fi trebuit să fie undeva la jumătatea structurii acelea de beton cubice. Uitați cât de mult a coborât apa din cauza furtului de balast. Toate datele prezentate în această investigație sunt cunoscute la nivelul Administrației Naționale a Apelor Române, însă instituția nu dă niciun semn că ar încerca să stopeze fenomenul. Am vrut să-i cerem explicații lui Sorin Lucaci, directorul general al instituției, însă acesta a refuzat o întrevedere cu jurnaliștii Recorder. Așa că am mers la superiorul său direct, ministrul mediului, Tanțoș Barna, care tocmai lansa o nouă hartă a zonelor cu risc la inundații. Și trebuie să știm unde sunt zonele acelea unde inundațiile pot genera, au de mult mai mari, pot pune pericol viața cetățenilor. Multe din așa zisele iazuri piscicole sunt autorizate chiar în zone cu riscuri crescute de viituri. La final i-am arătat ministrului harta noastră. E o altă hartă. E o hartă pe care am făcut-o noi la Recorder, cu toate iazurile piscicole, așa zisele iazuri piscicole, care în fapt nu au fost niciodată finalizate și sunt de fapt niște balastiere mascate. Ar trebui să vedem la Ministerul Agriculturii câte dintre aceste locații sunt cu activitatea autorizată și produc și pește. Doar 10% dintre aceste iazuri piscicole avizate de statul român în ultimii 10 ani au fost și finalizate. Statul român este foarte mare. 90%. Cu siguranță apele române dau o autorizație pentru aceste lucrări, dar ele, repet, ele ar trebui să activeze ca unități de producere de pește. Păi nu, 90% din cazuri noi am demonstrat că nu există niciun pește acolo. Nu mai există nicio autorizație atunci emisă de Ministerul Agriculturii și de instituțiile subordonate
pentru activități piscicole, acolo unde nu există continuitate sau ar trebui să înăsprească condițiile de eliberare a autorizațiilor. O singură întrebare. Avizele astea sunt date de Ministerul Mediului prin apele române. Da. Dacă la dumneavoastră, la minister, a ajuns această informație că aceste iazuri, în 90% din cazuri, nu sunt niciodată finalizate. Verificăm cu Ministerul Agriculturii dacă într-adevăr sunt sau nu sunt activități piscicole acolo. Verificăm. Ok. Mulțumesc. Okay. Până când autoritățile vor face verificări asupra unor date pe care le au de mult la dispoziție, în țară lucrurile continuă ca și până acum. Pe șantierele din toată România ajung în continuare cantități imense de balast extrase din așa zisele iazuri piscicole sau chiar direct din albiile râurilor. Astfel, în timp ce pe de o parte ridicăm proiecte de infrastructură, pe de altă parte afectăm mediul și creăm premizele unor dezastre naturale care pot distruge ceea ce am construit. E un cerc al absurdului care ne arată că încă funcționăm ca în legenda meșterului Manole. Avem o țară pe care o construim distrugând-o.